Asta e una din intrările din Delta Văcărești. În Delta Văcărești. De fapt e urcare spre intrare. Să vedem cum arată în luna mai. Da, uite ce frumos, nici se vede. Și aici este coborârea, este la jumatea lui mai și nu se vede nimic. Ia uite, deci nu se vede nimic. E totul verde. Ia să vedem, uite pe aici. Așa. Mare atenție aici că nu e chiar așa ușor. E abrupt, totuși. Trebuie să vă țineți de balustradă care, bă, uite, și rahat. Balustrada umedă. Trebuie să mergi foarte încet. Oh, mă duc la vale. De asta au pus chestiile astea aici. Da, foarte bine puse. Ca să nu te duci în jos. E primăvară spre vară, luna mai. Se aud păsărelele, ia uite, da? Arborii, ia uite cum sunt. Superb! În partea aia e poteca fluturilor sau în partea aia altă, nu mai știu. E totul înflorit. Asta e poteca fluturilor. Nu se vede nimic. Se aud sunetele păsărilor. Auzi. Tot fel de păsări. Acum e bogat, da? Da, trecută. Auzi. Și mirosul este frumos, de natură, așa pură. S-a format o mini-deltă pe un fost lac de acumulare, care n-a fost de fapt. S-a vrut să fie un lac de acumulare. Poteca fluturilor, aici este poteca fluturilor, în partea asta, uite. Un pic să arăt așa. Dar frumos, miroase și frumos aici, de la chestia asta, uite, poteca fluturilor. Deci asta este. Sunt abia la început. Uite, și cojuri de gunoi. Păsări de zăvoi.
Ia uite, flori totul. Aici nu, nu e aici. Unde-i foișorul ăla? În partea aia. Diferență mare față de acum două luni. Sunetele. Păsări de apă. Făcut un foișor aici, e frumușel, vreau să-l arăt. Aici e un iaz. E un foișor frumos și mai este și cărare în partea elaltă. Și are și niște indicații ce poți să-l găsiți aici. Un iaz. Sunt și niște lebede, dar acum sunt dorm, nu sunt ascunse. Deci scrie aici viața acvatică. Specii de pești, lacurile. Auzi. Lișițe cu puișori, ia uite, dar nu se văd. Nu am făcut puișorii.
Uite, acum se văd pereții gropii. E ca într-o groapă aici. Și e de mers. Iar nu o să găsesc poteca aia care vreau eu să o găsesc. Aici undeva în zona asta mă încurc. Uite. Da. Deci pe aici trebuie să o iau. Trebuie luat pe dreapta. E o zonă unde mă încurc. Deci acolo este un foișor. Un punct de observare, de fapt. Uite, aici e punctul unde nu mai îmi dau seama unde trebuie să o iau. Am mai pățit-o și altădată. Cred că trebuie mers înainte. Acolo e un iaz. În partea aia. Acum, fiind vegetație, nu văd niciun fel. Cri, 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 auzi? S-a auzit cri, cri, cri. Da? Ia uite unde am ieșit. Ar trebui să faceți și indicatori. Uite, aici e un iaz. Așa. Și aici e, da, iarăși iaz. Uite, acolo iaz. Cucu! Cucu, auzi? Testoase și pești. Ia pe aici să ia. Nu e, e direct în lac aici. Uite și în partea altă, cucu. Trebuie să ocolesc. Da. Trebuie ocolit. Întotdeauna m-am încurcat aici, în zona asta. Aici, iarăși, da, am spus un iaz. E iazul din partea aia. Și trebuie mers înainte. Uite. Mă mai uit după clădiri, după observatorul am uit. Asta de ce a fost făcut aici? Gardulețul ăsta. Deci a ajuns la gărduleț, da? M-a ajuns la gărduleț. Și mă apropie și mai mult de observator. Uite. Papură. Deci se vede papură, asta văd. Și văd niște oameni în parte. Nu, văd căței. E o șată de căței. Sunt căței, am văzut bine. Ia uite câți căței. Nu, o întorc înapoi. Sunt căței mulți. Gata, s-a
S-a dus vlogul. Sunt căței, sigur. Am văzut eu. Se văd. Sunt căței mari aici, în zona aia. Uite acolo. Și sunt mai mulți. Tot pe acolo o iau. Ia să fug că, nu știu, s-ar putea să fie de rasă, dar nu cred. Părea o șatră așa. Nu, dar aici nu vine nimic în pace, da? Tot pe acolo o iau. Gata, s-a dus rogul ăsta, altă dată. O pânză de păianjen natural, el. Are și un păianjen în mijloc sau ce-o fi prins. Deci este făcută natural. Spiderweb, se zice. Da, m-am întors. Ia să mă uit în spate să văd, să mai văd, nu. Mi-am văzut foarte clar, erau câini mari. Să aveți grijă totuși că s-ar putea să fie câini pe aici. Nu știm dacă sunt de rasă cu stăpâni sau sunt așa. Nu riscăm nimic. Nu, nu pe aici trebuie să iau. Mai încolo. Dar m-am știut și să mă mai întorc. Se merge pe cărare. Unde este cărare? Uite, pe aici se merge. Dar parcă nu era așa. Nu, aici. Faună bogată. N-a venit în martie, nu era nimic. Tot felul de păsări. Sunete diferite. Eu, uite băi, n-am putut să o iau. Trebuie să mă întorc înapoi, că nu mai știu pe unde o luăm. Aici am ajuns. A, uite aici a ars, fiți atenți. Zice că a fost stins. A fost un mic incendiu și a fost stins. Aici, în zona asta, e, uite. Zice că a fost stins repede. Da? Trebuia să ocolez, dar nu pot, că acolo scăței. Și s-a mărit apa. Nu era apa atâta. Deci, în zona asta a fost incendiu. Da? Ia uite ce a făcut. Ia uite ce a fost. Deci în zona cu chestia asta, cu punctul de observare.
Uite, ar și tabla, uite. Nici nu știu pe unde să o iau. Uite, pe unde e drum pe aici, ia să vedem. Pe unde mă duce, dacă nu mă întorc înapoi. Trebuia să fac pe toate, dar n-am avut cum, altă dată. Trebuie mers în grup. Haide de căței, n-ai nicio șansă. Să aveți grijă când veniți, pentru că am văzut că vin și grupuri cu școală. Dacă sunt de la proprietari, nu-i problemă, dar erau vreo 3-4. Nu ar fi 4 proprietari în același timp. I-am văzut sigur. Ia să văd dacă ies undeva. Dacă știu să mă mai întorc după aia. Trebuie să iasă undeva asta. Nu se poate. Ia uite, domnule. Ah, uite. Uite ce copac interesant. Ăsta de aici. Ce-o fi? E un fel de... Da. Nu știu. Foarte frumos. Uite, așa se vede mai bine. Da, pe aici o iau. Uite că e ars destul. Acolo e releule, nici nu știu în ce parte sunt. Trebuie să văd în ce parte mă aflu. A, am greșit, da. Am greșit, dar o să mă sui pe asta. N-am ce să fac. Da. Acum îmi dau seama. Am luat-o complet aiurea. Uite, de sunt pe latura asta. În loc să fiu, am crezut că sunt partea aia, spre San Plața. Deci am luat-o complet greșit. Uite aici, ars. Uite pe unde mă sui acum. Uite. Ars, serios, și e recent. Ia uite ce-a făcut aici. Sunt niște scări aici, dar... Să vedem. Sunt pe altă parte complet greșită. Și să văd unde scările alea. Deci am luat aiurea. Da, uite ring la hotel. Uite unde am ieșit. Nici n-am pe unde să sui. Cam pe aici trebuie să fie scările alea, dar le-ați luat. Cine le-a luat, nu știu, administratorii. Erau niște scări care să putem să urcăm. Nu le văd eu. Ia uite, în partea aia trebuie să ajung, unde e observatorul.
Deci complet eronat am luat. Acum am greșit cel mai mult din toate dățile. Deci m-am dus în cea mai în altă parte, în altă latură. Deci se preocolit riazul ăla de acolo, unde erau căței. Și nu găsesc nici scările. Pe unde o iau eu? Ia să vedem, hai să mă duc aici, să vedem ce... Cântă cucu eu. Cucu! Cucu! Cântă cucu. Eu, uite băi, n-am nici pe unde să ies. Ia să vedem. Pe aici o fi? Nu, că e zăvoie aici, nu. Eu, uite, domnule, m-am rătăcit. Se iau pe cărări. Trebuie veni sâmbătă și duminică, sunt oameni. Și să merge în grup, poate. Da, uite, pe aici și... Aulă! De ce s-a auzit? Cred că s-au luat scările alea. Da, o să merg așa pe margine, o să fac altceva, dar să pot să sui pentru că nu se poate. Te merg în pantă. Se merge și în partea aia e foarte periculos că am rău de înălțime. Dacă vă vine să credeți, nu pot să merg, uite, trebuie să ajung până acolo. Trebuie să nu intru în panică, nu știu, am momente când intru în panică. Așa. Oh. E abrupt și nu se pare ușor, dar nu e. Chestia asta pare ușoară, să știți. Dar nu e deloc. Hai. Ăștia scuci. S-o putea pe acolo? Nu. Iarăși, abrupt. Trebuie să fie echilibru. Aici la echilibru am eu niște probleme. Bine, mai sus. Am rău de înălțime, clar. Unde să o iau, domne? Știu că acolo sus sunt niște scări. Dar văd că nu mai sunt. Pe platforma asta se putea. O să încerc așa. Ia uite ce frumos e. Da, se poate. Iarăși abrupt.
Asta e ambrozie. Uite aici. Aici sunt șanse. Dar trebuie să te uiți în jos, să te uiți în jos că îți vine rău. Uite. Ce frumos e. Ia uite ce departe eram. Uite, aici e mai ușor, da. Hop! A, scările, uite, asta știam eu de scări. Ia uite ce frumos. Și asta este cabina pasnicului. A căzut în baltă. A căzut. Ia uite ce frumos e. Eu trebuia să ajung unde e observatorul ăla. N-am ajuns niciodată pe acolo, decât pe deasupra. Se vede mai bine de pe margine, o să fac și un vlog de pe margine. Că e mai frumos. Uite, în partea aia am început. Da, uite, trebuia să ocolesc. Pe cărarea e așa. Trebuia ocolit, dar pe unde? Nu, e mai multă apă. A căzut cabina. Azi. Și astea scările, de care știam eu. Superb!